Greg? Da, oamenii au înțeles. Este foarte clar ceea ce ai spus. Noi ținem prea mult la tot ce ne înconjoară material, dar... Se referă la atașamentul de materie, de tot ceea ce ține, de nu bani, dacă de obiecte. Mai mult să îmbunătățim faptele noi, să gândim frumos, chiar dacă cineva e furios, ne face rău, noi să-i facem atât de bine, încât din răul lui să-și dea el seama de ce-mi fac ăștia bine. Că atunci schimbăm oamenii, noi cu gând schimbăm. Asta a spus și Iisus de altfel. Cu faptele noastre, cu tot. Dar dacă vecina o zguduit, o leacă scara, de ce să nu ies o cert? Dacă aia de sus aude, de ce să nu ție? Și ies un balamuc și ne întunecăm culorile și ne urâțim. Și pe urmă ne lăudăm că ținem post, că am fost la biserică și am aprins 100 de lumânări, că am scris-o pe toacă, aia nu mai e, aia e o propagandă și o fală. Deci, bunătatea din noi ne face frumoși. Deci, Valentina se referă la rezonanțele rele pe care le provoacă tot ceea ce este malefic. Și la rezonanțele bune pe care le generează ceea ce este bun, armonios, plin de iubire, divin, sublim. Ce sigur că ea sezizează aceste aspecte, dar dincolo de asta, voi știți cu toții că este vorba de rezonanță. Deci ființa, în momentul în care gândește bine, rezonează cu energiile binelui din macrocosmos și le cheamă în ea. Și în felul acesta apar aceste manifestări. Dacă îmi permiți, cred că chiar vreau să fac o remarcă referitor la modul în care Valentina a descris bolile, așa, când a vorbit despre plante, m-a încântat extraordinar de mult, pentru că e prima oară când aud un om că descrie aceste aspecte exact cum sunt date în Ayurveda. Când ea spunea de bulburuci aceia care sunt pe mațe, este ceea ce se numește în Ayurveda Vata Dosha, la nivelul acesta intestinelor, și este o descriere foarte plastică a unei realități existente pe care a văzut-o în mod direct. La fel și confundarea trompelor uterine este chiar extraordinar. Venind în coace, o să puteți să colaborați cu ea și poate că date vă rost. Să scrieți, că nu nouă ne-o prinde bine, dar ce-ai scris rămâne și le-o prinde bine la alții care vin după și după și după noi. Dar că... chiar și la aceștia care sunt acum. O să le prinde bine. Care vor să iubească plantele, că degeaba folosește o plantă dacă nu ai încredere în ea și nu o iubești. Deci asta implică deja stare de rezonanță atunci când iubești planta și te deschizi față de ea. Și să știi, Valentina, în cadrul acestei școli de yoga sunt peste 25.000 de oameni care gândesc și acționează exact așa cum ai văzut că gândesc și acționează cei care ai văzut în seara asta. Eu stau după sunt tine, foarte ca să te pândesc să văd ce faci și fac și eu așa. Dar eu am să fac pentru mine, că dacă eu am să îmbunătățesc culorile mele, împrumută și cei din jur. Exact. Și am să-i fac bun și pe ceilalți care nu știu de ce devin mai buni. Exact. Întâi să fac cu mine. Foarte bine. De asta se și spune, că dacă vrei să revoluționezi lumea, întâi trebuie să revoluționezi pe tine. Dacă vrei să o ajuți, trebuie să o ajuți. Te ajuți pe tine. O întrebare din sală. Valentina, te rugăm frumos, povestește-ne ce ai făcut la NASA. Spuneai că ai fost acolo. Cum i-ai ajutat pe cei de acolo? Mulțumim. Eu nu ajut oamenii. Eu nu mă descriu. Ca și acum 2 ani, când pe mine m-a invitat, deci, ți-am spus, Grig, când domnul general Dor Dumitru Constantin de la neurochirurgie de la Spitalul Militar m-a cunoscut, timp de 4 luni am colaborat cu dumnealui în cabinet. Dânsul a scris o carte despre plante, materia plantelor, nu știu. Inteligența materiei. Așa, inteligența materiei, împreună cu doctor Larisa Cheran, care astăzi este cu cetățenie canadiană. Și Larisa, venind la Iași, cunoscându-mă pe mine, o propus la acei domni doctor, dar nu se cheamă numai ca la noi profesor doctor, avea nume și de savant doctor. Și cu doi doctori de acolo, savant și Larisa, mi-au făcut invitația acum 2 ani, în Toronto. Deci am fost invitată de Universitatea din Toronto. Bine, unde am fost și în spitalele Quebecului și în Ottawa și în mai multe locuri cu dumnealor. Iar anul ăsta am fost invitată, așa zic, în NASA, dar acolo cum te cârlici cu avionul la vale, se cheamă tot America. Că te ajungi în Texas, acolo se cheamă Texas, e tot America, că te duci unde am fost eu la ăsta adormit, se cheamă tot America. Eu am fost chemat acolo, se chema Institutul Nuclear, așa avea nume, ca să descriu ce e acolo. Dar după 3 zile de testări pe aparatele lor, m-am îmbracat așa cum te-ai îmbracat, cu ceva de cauciuc
și m-am bombat bine aici cu sârme și eu am vorbit tot timpul la un aparat care era închis într-o bonetă care o aveam pe cap, așa cu o ceva acoperită fața. Tot ce am avut de spus, eu la aparatul ăla am vorbit. După aceea m-am plimbat dâns și la institutul ăsta unde am vorbit și mai înainte. După aceea la Dial Walker. Bine, nu m-am dus într-una, că mai aveam zile de răgaz, că mă duceam pe nisip, pe malul Heleșteului. Și lucruri care le-am povestit toate. Iar lucru care m-a bucurat tare mult și mulți nu m-au crezut și nu mă cred, când am povestit un am trăit altă dată. La San Francisco, acolo unde m-am dus. Și venind, pentru că ajungând domnul general Gorjan la Iași, fiind eu prietena lui și el prietenul familiei noastre, pe data de 10, au venit la Iași. M-au chemat la casa de oaspeți în Bucium să ne petrecem așa o cuconată, când să bea o stacană de cafea, să mai șuguie, să cheamă cuconată pe la noi. Na, vorbesc eu cu dumnealui ce m-a întrebat. A doua zi pe 11 a fost ziua unui director de la Consiliul Popular, tot prieten de-a nostru, m-a invitat. Și atunci, fiind eu cu acel de la universitate și cu mulți belteri acolo la Bairam, chiar suna telefonul și cei din America deja vorbeau și m-a ascultat cum îi oprea lector sau cum îi zice de la facultate de la noi și mulți care îmi mulțumeau ceea ce le-am spus că se va întâmpla. Dar asta nu pot spune eu aici, lucruri ce e interesat pe ei rămâne pe casetă înregistrat și filmat. Mi-o dat și mie o bucățică de casetă, am să o aduc și eu data viitoare să o puneți acolo să vedeți, dar până într-un punct, că de acolo nu mi-a fost interzis, a rămas pentru ei. Și după aceea au venit foarte multe scrisori care mi le citește, le duc undeva în vârful copoului, plătesc niște bani ca să le aducă scrisă românește, să le citească soțul meu. Și mă cheamă cu toată familia unde mi-asigură, zice ei, că să devin cetățean american cu toată familia și să rămân cu tot acolo când dă locuință, dar nu-mi priește. Pot să scrie toată ziua, să n-am ce mânca, dar să trăiesc pe pământul meu. Așa de dus am să mă mai duc 2, 3, 4 luni, poate da, dar altfel nu mă duc de tot. Valentina, ai primit? Și mă sună Hojma. Nu e seară. După ora 9, când e seara la noi, mă sună mereu. Și vorbim. Care nu știe de la ei, mă întreabă român și le zice la ăia. Dar nu fac eu minuni nici aici, nici acolo, numai că le spun. Și probabil că abia acolo este de valoare ce spun eu de 8 ani aici. Că aici Valentina vorbește numai pentru bani. Deci un om care are umerii roși de traisă și papucii sparți în picioare, fie că Valentina e la poliție sus, fie că e la pușcărie pe doctor Vicol sus, ca să spună prin perete despre cel vinovat sau nu, fie că Valentina e în mașina cuiva care de afară nu vezi ce e în mașină, dar din mașină vezi în afară, acel năcăjit nu are acces să vorbească cu Valentina. Trebuie să plătească bani ca să ajungă să audă de la Valentina vorbe și dacă mă are de întrebat și de neamul lui și de copilul lui, Valentina îi se oprește și se pune chedică la limbă. De aceea rog pe Dumnezeu ca întotdeauna să-mi dea frâu liber, să ajung eu pe colțul Priste, să vorbesc cu toată lumea la fel, că n-am văzut niciun om să aibă oase la limbă, cum nici mie Dumnezeu nu mi-a lăsat limba cu oase. Că belferii s-au învățat să-și facă hardughii cimentuite pe jos și pe pereți, căldură din asta care se dă până mori și te năduși ca puiul sub cloșcă, pe beata Valentina cât le hăiește toată ziua. Și i-am întrebat la un moment dat, de ce pentru ăștia mă lăsa să vorbesc zile întregi și nopți la rândul și pentru ăștia nu, că sunt tot oameni. O spus că ăștia calici îți dea-i mei. Ăia cu carte și cu diplomă în geantă îți dea lor. Și atunci lumea nu-mi place că belferii o împart pe două feluri. Ăștia de-a noștri, ăia de-a voștri. Acum n-am venit aici ca să-mi hulesc eu belferii, că când e nevoie l-o zic. Și dacă nu-i place la niciunul că-s la poliție, el e tot om ca și mine, ca și ăla. Și el la ceva, tot pe mine mă întreabă de nevastă, mă întreabă. Că de-aia am ajuns eu să fiu pe înclica asta pe aici, de la cel mai mic de la lumină până la cel mai mare cu grade și surcele, că altfel nu veneau belferii să mă caute pe mine o ghicitoare. Dar când au văzut că doctorul nu-i dă de lac, eu pe Valentina ca pe urs.
ba la casa lui generalul, ba la casa lui doctorul, ba la casa lui ăla. Și vino, du-te, Valentino, cum ai venit? Valentino, uite... Să mă întrebe niciun belfer, în afară de ăștia așa flămânzi și goi fără adăpost ca mine, să mă întrebe unul de ăsta care are casă peste casă și bancă călău, că îi spun eu un izbani, cum am spus și de Burduineaș, că n-am de ce să mă păzesc, că ne-am zis, hai bre poliție, că tu ai dreptul și ridică parchetul și să vezi cuburi de bani pierd sub parchet, înveliți în saniol, șeful din zoologilor din Iași. Și îi duc eu, că eu văd unde e banul și cât are omul. Dar tot cel sărac te întreabă dacă ți-i foame, ăștia bogați de ce au, îți bogați material, dar sufletește-ți foarte săraci. Valentina, uite, avem niște întrebări, dacă doriți să-mi dați. O întrebare. Cum îl percepe pe Dumnezeu o clar văzătoare? Eu nu l-am văzut, dar este acolo, cum am spus și în carte, sus, mai sus decât toate culorile și luminile, o boare de culoare care nu te poți apropia, albă strălucitoare, e ceva care nu pot să compar. E o putere nevăzută și eu cred că nu o să existe pământean, indiferent că e în România sau în altă parte, să-l vadă pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a lăsat pe Fiul lui, pe Domnul Iisus, care ne-a lăsat destule în fapte și să luăm înțelepciune. Și-a lăsat oameni cu har care sunt preoți. El este tot om, dar vine cu har de preot și slujește în Sfânta Mănăstire, Biserică, în Sfântul Lăcaș. El este doar intermediar între om și Dumnezeu. Noi la biserică mergem să luăm înțelepciune din ce spune preotul. Nici de cum că ne ia dânsul păcatele, ce le-am făcut cu bună știre, sau ne dă ceva de la dânsul. Nu, noi la biserică când mergem, sau ascultăm o rugăciune, sau o spunem, noi o spunem cu înțelepciune și luăm ceva înțelept de la ea. Pe Dumnezeu nu l-a văzut și nu l-a va vedea niciodată nimeni. Este o putere mai presus de orice și fără margini. Și fără acel Dumnezeu nu se poate. Nu l-am văzut. Dar nici nu caut să-l văd, că îmi pleacă mintea la plimbare. Că mulți care au încercat și au intrat să aprindă becurile, să aibă mai multă înțelepciune, eu pleca mintea cu vaca și de ăștia întâlnesc la Iași, chiar din categoria copiilor care au fost pui de doctor, studenți. Că o s-o dus pe la doamna Ana Plicov, s-o dus și eu încerca să le să aprindă becurile și blastă-mă beții părinți că îi ține pe copii pe la socola. Nu încerc să caut ce nu mi-e permis. Și nu o să-l găsim niciodată. Dar Dumnezeu e în noi. O fărâmă din Dumnezeu este în noi. În floarea asta unde o văd eu ca floare, Dumnezeul nostru este în noi în fiecare. Noi trebuie să-l descoperim în noi ca să-l căutăm acolo sus. Deci acesta este sinele suprem Atman, despre care vorbesc înțelepții. Așa îl numește Valentina. Deci acesta este... Altă întrebare, Ionica. Ideea din Dumnezeu. Altă întrebare care a venit din sală. Ce ne poți spune despre Sfinxul din Bucegi și despre Babe și Vârful Omă? Asta în legătură cu discuția care a începusem în mașină și în care spunea că ai ajuns până la spune cine a pus acolo unde este Sfinxul și așa mai departe. La Vale de Tot, dacă eu încep să povestesc despre chetroaile, să numai că acea statuie din pe vârful muntelui, dar eu am povestit foarte mult de canalele alea ce se află. Și apoi dacă toți suntem aici și suntem români și dumneavoastră vedeți cu ochii deschiși, măcarați și pe mine așa orbă căind, eu vă spun și cu toții intrăm că nu este numai din culoare tunelurile alea, șanțurile astea, este chiar adevărat. Și în tunelurile acelea, cum să ia pe dreapta, că se intră așa pe un gang înainte și pe urmă sunt așa, cum ar fi săpături, ca niște ganguri. Acolo sunt mese așa cum ar fi din cristal și cu cum ar fi pielea de oaie, fără păr, dar